Ce trebuie să știe toți fermierii de acasă, pentru că e o lege care a creat mari probleme în teritoriu și, din păcate, atât legislativul, în special când dorim să facem o lege, vai dragă Doamne, să nu ne vindem terenul străinilor, din păcate, după ani de zile, observăm că în fapt acele filtre, să le spun așa, îngreunează de fapt tot pe fermierul român și nu pe cei de care trebuie să-i apărăm. Astăzi, concret, legea de vânzării terenului agricole, de modificare, legea 17 prin modificări succesive, 175 și așa mai departe, este în cadrul la Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, da, unde e în dezbatere. La închiderea sesiunii în iulie au fost în cadrul Comisiei de la Senat coraportare cu Comisia Juridică, am dezbătut-o o lună de zile împreună cu fermierii, am adaptat-o, am scos la solicitarea formelor asociative, am scurtat termenul de la 45 de zile la 30 de zile calendaristice, am trecut ca ministerele atât al culturii cât și MAPN-ul în momentul în care în 20 de zile nu dă răspuns vis-a-vis pe speță să se considere tacit avizul aprobat, și inclusiv lista de preemptori s-a modificat. Din păcate n-am căzut la unison pe aceste modificări cu comisia, cu colegii senatori din Comisia Juridică și legea a trecut adoptată tacit, în sensul în care n-a fost semnat de către doi președinți, și merge către Camera Decizională, care este Camera Deputaților. Deci, dacă se doresc să face amendamente față de, eu l-am rugat pe, și am rugat pe colegii din Comisia de Agricultură să țină seamă de raportul și de proiectul de lege care a fost votat în Comisia de Agricultură, pentru că a fost dezbătut cu foarte mulți reprezentanți ai fermierilor din teritoriu.